v-am găsit. Ce faci? Te rog să iei loc. Bine fac. Bine, suntem suntem pregătiți de a lansa o nouă piesă cât de curând. Suntem bine. Așa, cum o să, cum o să fie piesa? Cum o să... Piesa este latino, este o piesă de distracție, o piesă care, nu știu, cel puțin mie îmi dă o stare de bucurie așa constantă și de fiecare dată când o aud îmi vine să dansez, sper din suflet aceeași stare să o transmită oamenilor pe care mi-o transmite mie. Pentru că e cel mai frumos, e cel mai frumos să poți să, să ridici așa... Vibe-ul unui om, foarte oamenilor. Bine, foarte bine. Prin urmare, doamnelor și domnilor, de la 7 încoace, Celia a devenit o vedetă de la care așteptați melodiile. Pe de altă parte, poveștile ei de viață au fost întotdeauna de-a dreptul tulburătoare. Noi am povestit și tu ai și lăcrimat în direct povestind despre momentele absolut teribile ale despărțirii de tatăl tău, care a fost o lumină a vieții tale, ca să zic așa. Da, așa este. Și iată, se întâmplesc, se împlinesc acum 8 ani. Imaginează-ți că s-au împlinit acum, acum câteva zile, 8 ani de zile. Vai de mine, ce-a trecut vremea. Da, extraordinar de repede trec anii, dar trecerea anilor nu ocupă locul acela și nu stinge dorul. Ai văzut ceva care poate să fie ca și cum ar fi un semn din partea lui? Da. După scurtă pauză o să aflați despre ce e vorba. Zile revin, mai ales când își vedem fotografii părinții atunci când erau fericiți, când încetul cu încetul venea pe lume o fată care le-a împlinit visele, momentul în care a devenit cunoscută, celebră, cu o carieră frumoasă și care la un moment dat are o căsnicie fericită. Numai că acum 8 ani de zile a fost poate cea mai grea lovitură pe care a primit-o Celia în viața ei. Este vorba de dispariția tatălui. Aveți imagini foarte frumoase acolo împreună cu ei și care sunt convins că îi dau celei o stare cu totul și cu totul specială. Da, poza aceea care era mai devreme, în care eram cu tatăl meu, era chiar ultima vacanță noastră petrecută împreună cu doar câteva luni înainte să... Asta adică? Astea, da, acestea. Sunt mai multe, e un set de ele. Era și aceasta din aceeași vacanță. Frumos. Da. Ai reușit să te desprinzi sau să mai vindeci ceva din rana în acești 8 ani? Bineînțeles că am vindecat rana, doar că o parte din mine a plecat alături de tatăl meu. Însă știu că este acolo și chiar zilele trecute când s-au împlinit 8 ani de zile am primit un semn extraordinar. Chiar am și postat pe internet în ziua respectivă. Acum vedem. Exact la ora la care s-au împlinit 8 ani de la moartea tatălui meu, exact la ora respectivă, în ziua respectivă, în fața noastră, noi mergeam către Deva, mergeam către casă. Da. Și în fața noastră s-a deschis acest curcubeu care mi se părea că era mult mai mult decât un curcubeu, părea ca o poartă. Așa este. Spre o nouă dimensiune și mi-am imaginat, uitându-ne la ceas, și am realizat că era exact ora la care tata a plecat cu 8 ani în urmă. Și nu cred în astfel de coincidențe, pentru că e mult mai mult decât o coincidență. Faptul că s-a întâmplat exact la ora la care tata a plecat și faptul că acel curcubeu nu arăta ca un curcubeu, ci mai mult arăta ca o poartă. Exact, parcă era dublat, exact, nu știu dacă ai observat. Parcă era o poartă spre o altă dimensiune. Regula, da. Și, da, și sunt convinsă că noi îl purtăm în suflet tot timpul și de multe ori mă întreb dacă ne aude, dacă știe că suntem fericiți, dacă știe că suntem bine. Și așa, uite, din când în când ne mai dă câte un semn. Dacă știe că are un nepot care îi seamănă. Și așa, din când în când, uite, se întâmplă să mai primesc câte un semn și să, nu știu, îmi liniștească sufletul că acolo unde este el, este bine. În momentul în care ai văzut semnul ăsta, ce a fost? Adică chiar nu ți se pare, știe că nu are cum să fie o... Absolut senzațional. Adică o coincidență ar fi prea mult să se întâmple chiar a fost clar exact tine. La ora aceea, exact în minutele acelea în care cu 8 ani în urmă a fost cea mai mare lovitură a vieții noastre. Eram alături de mama filma și am filmat și după ce am filmat, când am urcat în mașină, ne-am uitat la ceas și m-am uitat la mama și am zis...
Este exact ora la care a plecat tata. Da. Te-ai gândit că asta poate să fie chiar un semn de undeva de sus de la el? Ca un semn de dragoste? Nu că sunt 100% sigură că e un semn de dragoste, pentru că curcubeu înseamnă, are o conotație minunată și o însemnătate frumoasă, așa că faptul că a apărut un curcubeu, mie mi-a dat acel semn că el ne iubește de acolo de unde e și că e bine. Și că vă vede. Și că ne vede. E adevărat, foarte frumos. Vreau să te întreb, care au mai fost semnele pe care le-ai mai primit? Acesta este cu siguranță cel mai frumos semn pe care l-ai primit. Da, cel mai puternic și... Păi l-am visat de foarte multe ori și erau vise oarecum conștiente, pentru că știam că visez. Visam, dar știam că visez și mă întâlneam cu el. Îți dai seama că el apărea în visul tău, da. Și cum? Cum îl visai? Îl visam bine și îmi spunea că trebuie să depășim perioada asta pentru că durerea noastră îl doare și pe el mult prea tare. La câtă vreme după ce plecase era? Păi în primele luni l-am visat mai des. A, și vă ruga să ieșiți din start. Ne ruga să ne liniștim pentru că îi facem foarte mult, adică îl doare mult prea tare durerea noastră. Zicea, se făcea așa, uite, mă doare, te rog să-i spui la mami să se liniștească, la mama, care mama era chiar, nu știu. Dermată. Da. Da, după atâția ani și încă pentru ea nu există. Și acum? Da. Dar tot a fost un om extraordinar, a fost sufletul în familia noastră, pentru că nu mai povestit așa despre el și cel care îl cunosc știu că a fost un om atât de vesel și care non-stop făcea glume și țucăl tata și puiul meu și prințesa lui tata și foarte iubitor, dar pus pe glume tot timpul, adică el la 5 minute scotea o glumă și... Uneori mi se părea că așa de multe glume face că știi de mai parcă ziceam, oh, Doamne, că... Dar da, el era non-stop, dar cred că așa orice durere și orice problemă din casa noastră, el reușea să o aplaneze prin glumele lui, prin voia, dar probabil, pentru că el a fost bolnav cu inima fără să știe, probabil el a acaparat totul, a adunat totul și nouă ne-a oferit. Exact. El aduna, probabil că n-a fost, că nu pot să spun că am avut o viață grea, dar au fost și momente Noi niciodată nu am simțit, pentru că la noi în casă mereu au fost zâmbete și voie bună, datorită tatălui meu care a știut să fie tot timpul pozitiv și să se joace, că se juca cu noi ca și cu... El era ca un copil când era cu noi. E adevărat că acum voia bună nu mai poate să fie la fel, nu? Adică mai e cineva care poate să fie un furnizor de voie bună sau ați ajuns să vă... Păi acum e fiul meu. Fiul meu, într-adevăr, a adus... Și am avut foarte mare noroc cu nepoțica mea, care avea 5 ani când a plecat tata. Mama a avut un extraordinar de mare noroc, pentru că altfel nu știu cum. Chiar nu știu cum aș fi trecut mama. Mama a fost devastată, dar a avut-o pe nepoțica mereu acolo aproape, pe fiica surorii mele. Iar acum, de când a venit Angelo, mama toată viața și-a dorit un băiețel și în sfârșit, uite că i-a dat Dumnezeu și un băiețel prin fiul meu. Care da, aduce foarte, foarte multe bucurie și voie bună și numai râsete prin casă și... Deci cumva Dumnezeu a așezat lucrurile. Da, și mi se pare că seamănă cu tata destul de mult. Da? E născut în aceeași lună cu el. Da, sunt multe lucruri care, da, pe care le-am simțit așa că... Da, aduce în sângele apă clar nu se face. Siguranță. Dar cum a reacționat mama ta când a văzut acest curcubeu? Și când i-ai spus că e ora? Păi amândoi eram fără... Da, am rămas fără glas. Doar zâmbeam așa și ne gândeam și ni s-au umplut ochii de lacrimi și bineînțeles că... Da. Dar e un semn frumos. A fost ceva foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Mulțumesc cerului pentru astfel de semne și de trăiri frumoase pe care... Și e limpede că... A fost un om bun care a ajuns acolo lângă Dumnezeu, pentru că nu oricine trimite curcube pe cer, părerea mea. Adică nu... Oricum, am zis că e o
în viața asta am simțit mereu cam o armată de îngeri, așa că nu pot să spun decât că cineva acolo sus mă iubește, de-mi dă șansa asta să mai simt așa și să ne mai liniștim sufletul cu câte un semn din acesta. Când ai simțit tu această armată de îngeri? Unu, doi îngeri, mai știu, dar armate... Da, tot timpul am spus, eu am o armată de îngeri, chiar sunt foarte iubită, sunt foarte, foarte iubită, am simțit iubire enormă de-a lungul vieții, n-am cuvinte să mulțumesc și cred că trebuie să-mi trăiesc viața asta într-un mod frumos ca să pot să mulțumesc pentru câtă iubire primesc de undeva de sus. De obicei simțim această protecție în momentul în care trecem prin momente dificile și probabil ai trecut prin mai multe momente. Am trecut prin momente dificile, știu că am fost ferită de foarte, foarte multe. Imaginează-ți numai câte mii și mii și mii de kilometri. Că cu atâția ani de carieră aveam concerte absolut în fiecare weekend și plecam, făceam câte 2000 de kilometri uneori pe săptămână. Și n-am avut nici măcar că o singură dată am avut un mic, mic, mic așa incident. Dar un accident micuț, micuț de tot. Atâtea mii de kilometri, sunt multe, na. Chiar am fost protejată și mă simt protejată în continuare. Și cred că mai e ceva. Așa, o liniște, am o liniște și mă simt tot timpul protejată. Și ai avut bucuria și șansa să întâlnești un bărbat cu care să te completezi și care să fie diferit de această lume, așa, să te facă să poți ai o siguranță, o liniște, da, și pe să... Pe partea aceasta, într-adevăr, am găsit un soț pe sufletul meu, așa, chiar, nu știu, îmi dă așa o siguranță și n-am nicio teamă. Deci chiar n-am nicio teamă. Îmi aduc aminte uneori, cred că ultima dată am avut un vis și doar în vis mi-am adus aminte ce înseamnă gelozia, pentru că eu n-am mai simțit gelozia de ani și ani și ani. Eu nu mai știu ce înseamnă gelozia. Și am avut odată într-un vis un vis urât și m-am trezit și am zis, Doamne, ce urâtă e gelozia, îți mulțumesc, Doamne, că n-am mai simțit-o de atâția ani. Făcea el ceva în visul ăla. Da, în visul ăla, da, era, dar era doar un vis și cu atât mai mult m-a făcut să-mi aduc aminte și să realizez că trebuie să apreciez omul de lângă mine, pentru că eu n-am mai simțit gelozie. Și îl las să plece, îl trimit, se ducă cu băieții. E minunat să ai așa liniște, că omul ăla... Încredere reciprocă. Da. Oricum, da, e... Ce cântăm în seara asta? Păi, în două săptămâni o să vin cu o piesă nouă, păi aproximativ vină. Două săptămâni, dar momentan clipul este la montaj încă, pentru că am mai schimbat ceva la piesă și a trebuit să mergem să... Mai și să mai filmăm câteva cadre, da? Dar în două săptămâni o să fie gata și până atunci am zis să cântăm Suflet de Hârtie, pentru că e o piesă... Superbă! Da, o piesă dragă. Foarte frumoasă! Chiar e foarte frumoasă!